Peste 50 de grade Celsius la soare, aceasta este temperatura suportată de bucureștenii care ies din case la orele prânzului. Asta și din cauza că în jungla urbană și-au făcut loc mai mult blocuri și betoane și mai puțin vegetație. Sunt tot mai mulți cei care leșină pe stradă și au nevoie de ambulanță. Pentru 3 persoane, până acum, canicula a fost fatală. Deși termometrele arată aproximativ 35 de grade, betonul din București și lipsa vegetației fac ca la soare să se resimtă peste 50 de grade. Cei care au nevoie să iasă pe străzi la orele amiezii caută să meargă pe la umbră, însă nu peste tot în capitală sunt copaci sub care să se ascundă de razele soarelui. Lipsesc copacii, trebuie făcut ceva neapărat pe spațiu verde. Încerc să stau cât mai mult la umbră, să beau cât mai multă apă, că mi se face sete repede, mai ales pe căldura asta. Apă, te protejezi de căldură? Da. Cum e afară? E cald. De altfel, mersul prin soare este extrem de periculos. Cel puțin 3 persoane au murit până acum din cauza caniculei în toată țara. La urgențe au ajuns în ultimele zile tot mai multe persoane care au leșinat pe stradă sau în alte locuri publice. În ultimele 48 de ore, peste 1700 de pacienți au reprezentat urgențe grave și foarte grave și au avut nevoie de ambulanță în București și Ilfov. Dintre urgențe, 213 persoane se află în loc public când au avut nevoie de ambulanță, 38 dintre ele prezentând lipotimii, respectiv senzat creștere de pierderea stării de conștiență, 22 dintre ele au prezentat sincope, adică chiar și-au pierdut starea de conștiență. O plimbare pe Bulevardul Reginei Elisabeta din București poate fi comparată la orele prânzului cu o evadare într-o zonă aridă. Clădirile de pe stânga și de pe dreapta străzii, asfaltul încins și miile de mașini, care sunt ca un furnicar, fac zona să fie și mai călduroasă. Asociația Străzi pentru Oameni a măsurat cu o cameră cu termoviziune mai multe puncte importante. Noi am vrut să aflăm cât de cald poate să devină bulevardul ăsta în perioada asta de vară caniculară și ne-am dus la Universitatea București, unde, într-adevăr, am găsit o suprafață neagră la 72 de grade. Apoi am mers pe bulevard în piața Universității și înspre Cercul Militar și, în medie, temperaturile erau între 50 și 60 de grade la soare. Chiar și pe această aplicație descărcată pe telefon, care nu are o precizie foarte bună, se vede că în zonele în care sunt copaci este mai puțin cald. Iată, de exemplu, cerul este roșu, ceea ce înseamnă că temperatura este mai ridicată și pe mașini pare să fie mai cald. Vegetația ar putea să schimbe lucrurile. Noi am depus proiectul ăsta de bugetare participativă, numit Coroană Verde pentru Regina Elisabeta. Proiectul practic presupune replantarea tuturor pomilor de pe bulevard care s-au uscat între timp, refacerea alveolilor verzi, pentru că în cadrul experimentului nostru am observat diferențe foarte mari de temperatură între asfalt, de exemplu, care înmagazinează foarte ușor căldura, sau zonele cu pavele, unde temperatura este mai scăzută. Nu poți planta orice specie oriunde. Trebuie să fii atent ca acel copac să supraviețuiască și să nu-l plantezi astăzi doar pentru o campanie electorală și mâine se usuce. Proiectul ONG-ului a fost selectat să primească finanțare prin programul de finanțare participativă, dar trebuie votat de bucureșteni.